salutare tuturor! Eu sunt Vlad, iar alături de mine îl avem pe Antonio Hachi, un om foarte interesant, dar mai multe despre el vom afla chiar. Salutare, îți mulțumesc pentru invitație în primul rând. Sunt Antonio Hachi, sunt student la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Studiez strategii în afaceri internaționale la masterat. Cum ai ales acest domeniu? Am terminat licența în cadrul aceleiași facultăți. Am studiat la licență Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Aș fi preferat să urmez în continuare un master în turism, dar din păcate în oferta educațională a facultății momentan nu există. Iar acest program de master mi s-a părut cel mai atractiv pentru mine și oarecum este și o continuare a disciplinelor pe care le-am studiat la licență. Dorești să continui în acest domeniu și pe plan profesional? Mi-aș dori să lucrez în turism, pentru că asta am terminat și la liceu. Mi-a plăcut turismul încă de la vârsta de 15 ani și mi-ar plăcea să am o carieră în turism. Dar cum poți îmbina tu cariera din turism cu, adică ospitalitate cu voluntariatul? Adică au un element comun și acela este să facă oamenii fericiți până la urmă. Da, într-adevăr, așa este. Nu m-am gândit însă, pentru că momentan nu activez în domeniul turismului. Nu am un job, dar nu știu ce o să-mi rezerv viitorul pe acest plan. Momentan activez în mai multe domenii, ca să zic așa, și cum ai spus și tu, principala mea activitate din prezent este voluntariatul. Și în cadrul Fundației Județene pentru Tineret, ce funcție ocupi? În prezent, la Fundația Județeană pentru Tineret, sunt vicepreședinte. Și în cadrul acestei fundații, ai coordonat anumite evenimente de durate mai lungi sau doar activități momentan? Până acum nu. În prezent se derulează un proiect, Reprezentant pentru o zi se numește, ce va avea loc pe data de 2 mai, de Ziua Națională a Tineretului. Este primul proiect pe care îl coordonez. Acesta a fost și primul proiect la care am participat anul trecut, la prima ediție. A fost primul contact al meu cu Fundația Județeană pentru Tineret. Mi-a plăcut foarte mult și de acolo am vrut să mă implic în continuare în proiectele fundației, să particip la cât mai multe activități. Iar în prezent am și ajuns să coordonez acest proiect. Da, de asemenea, am auzit și eu tot din acest proiect de fundație și de inițiativa sa, chiar înainte să se depună candidatura pentru Ploiești Capitala Tineretului 2024, pe care am și câștigat-o de altfel. Corect. În momentul de față suntem și colegi în această fundație, dar pe parte de voluntariat tu mai activezi și în Liga Studenților, care cu această ocazie a împlinit 5 ani chiar ieri, față de data la care înregistrăm 26 aprilie, așa, dar este. În cadrul ligii sunt mai multe departamente. Tu ai avut cumva ocazia de a coordona vreunul dintre ele? Da, în prezent sunt coordonator al Departamentului de Relații Publice și Marketing, PR și Marketing. Am început activitatea la Ligă încă din primul an de facultate. A fost prima asociație de voluntariat în care m-am implicat. Și consider că Liga Studenților face parte din viața mea și este ca o familie pentru mine. Și ți-au evit anumite oportunități datorită faptului că activezi în Ligă? Da, desigur. Liga mi-a deschis foarte multe drumuri, oportunități. Prin Ligă am și reușit să iau contact anul trecut prin proiectul Reprezentant pentru o zi cu Fundația Județeană pentru Tineret, pentru că Liga este membră a Fundației Județene pentru Tineret Prahova. De asemenea, tot prin Liga Studenților am ajuns să fac voluntariat și la Uniunea Națională a Studenților din România. Este o federație națională studențească la care Liga este afiliată. Și tot prin Liga Studenților am devenit și student evaluator Aracis. Aracis este Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Aceasta se ocupă cu asigurarea și îmbunătățirea calității în învățământului în sistemul universitar. Și ce ai făcut mai exact prin acest program Aracis?
că de sunat sună foarte bine în idee, adică mergi prin universități și... Da, lucrurile funcționează în felul următor. Un student, evaluator, devine în urma unui training teoretic cu examen teoretic la final și practic. După ce reușești să devii student evaluator, operațiunea este următoarea. Un student împreună cu echipa de 3 profesori din alte centre universitare merg într-o vizită de evaluare la o anumită universitate. Evaluările pot fi de două feluri, pe programele de studii și instituționale. În cele instituționale se evaluează întreaga universitate. Acestea au loc odată la 5 ani. Acolo avem parte de mai multe întâlniri, mai multe ședințe, ca să spun așa. Una cu studenții, cu cadrele didactice, cu angajatorii și, bineînțeles, cu conducerea universității sau conducerea facultății respective. În urma acestor vizite se întocmește un raport, fișa vizitei se numește, prin care noi, evaluatorii, trecem acolo tot ce observăm în regulă pe baza unor standarde din metodologia RACIS și oferim un calificativ de încredere respectivului program de studiu sau instituție. Și are vreo legătură palpabilă cu departamentul de PR marketing în care mai și activez sau sunt două departamente conexe care doar s-au întâmplat să fie? Nu, sunt două lucruri total diferite, nu au nicio legătură. Pur și simplu mi s-a ivit oportunitatea de a mă înscrie. Mi-a plăcut, am vrut să descoper cât mai multe lucruri despre calitatea învățământului. Mi-am dorit să contribui și eu la îmbunătățirea acestuia și astfel am aplicat și am reușit să devin student evaluator. Și pe lângă partea profesională de educație, formare, mai ai și alte pasiuni? Da, am fost sportiv de performanță 14 ani de zile. Am practicat karate. De-a lungul carierei am obținut și numeroase titluri de campion național de stil. Am practicat Shotokan modern. Am fost și la campionatele europene, unde am obținut 3 medalii de bronz în 2018 și 2020. Iar în prezent, pentru că nu mă mai antrenez, nu mai concurez, din 2019 sunt arbitru național cu licență la Federația Română de Karate. Și în cadrul acestei activități, tu derulezi și anumite training-uri cu anumiti karatiști? Adică pe partea de comite, cel puțin? În momentul în care eram, în perioada în care eram sportiv, da. Eram senpai în sală, eram ajutor de antrenor, dar de când am lăsat competițiile și de când m-am axat doar pe arbitraj, nu am mai antrenat. Și în cadrul arbitrajului ai avut ocazia de a merge la vreun campionat european? Nu. Licența este doar pentru campionatele naționale. Am dreptul de a arbitra la toate categoriile de vârstă și de kilograme, la orice campionat național din cadrul Federației Române de Karate. Și în cadrul acestei federații sunt la fel departamente în care te mai puteai implica, deoarece tu pari un om destul de implicat pe partea de PR, marketing și poate... Nu. În Federația Română de Karate rămâne doar arbitrajul. Deci doar pe partea sportivă și nu... Da. Și au anumite programe prin care noi, elevii, studenții, putem viziona karate la un nivel mai ridicat? Sau? Din păcate... Sportul karate nu este foarte mediatizat la noi în țară. Competițiile nu sunt transmise pe niciun post de televiziune. Rare ori se întâmplă ca o competiție să mai fie transmisă live pe rețelele de socializare, dar din păcate nu putem vedea la televizor. Da, ar trebui să fie mediatizate, deoarece sportul este o componentă foarte importantă în viața tinerilor, dar sigur, bineînțeles. Acum... Din păcate... Și mai ales pentru că a fost în 2020 sport olimpic. Și încă o să fie în 2024. Din păcate a pierdut. A pierdut titulatul. Da, da, da. Și nu o să sperăm mai fie, da. Pentru următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice să revină.
pentru sigur că este să un fie. Sport da. Foarte frumos și foarte practicat în întreaga lume. Și practica acestuia de asemenea dezvoltă strategie, control, așa adică este. Să nu mai beneficii momentan din ce am vizat și eu, deoarece am practicat karate câțiva ani, dar pe parte de mediatizare, din păcate, nu sunt nici fotografiați, nici filmați, adică sunt doar în săli și după sunt vizualizați pe televizor doar la campionate europene, mondiale. Așa este. Și nu e ok, adică până acolo tot munca lor trebuie cumva răsplătită. Da. Pe mine karateul m-a format ca om, am început să practic karate încă de la vârsta de 8 ani. O vârstă destul de fragedă. Am ajuns la gradul de centură neagră 2 de ani. Și pentru mine karateul înseamnă muncă, perseverență și chiar a contribuit la persoana care sunt astăzi. Dar dacă acești tineri care practică un sport, nu neapărat karate, deoarece sunt mulți care practică fotbal, handbal, basket, ar dori să se implice în comunitate și ar vrea să creeze un proiect sportiv, de ce tip ar fi? Deoarece în momentul de față Ploieștiul prin CSM avem de la gimnastică ritmică la basket, adică suntem polivalenți. Cum putem îmbina toate aceste caractere? Nu m-am gândit niciodată, sincer, n-aș ști să-ți răspund la această întrebare, din păcate. Măcar putem încerca, deoarece în 2024, prin prisma proiectului Ploiești Capitala Tineretului, vom avea 366 de evenimente și minim 20-30 sperăm să le avem cu CSM-ul, deoarece anumite campionate europene care vor avea loc la anul pot fi atrase la Ploiești, cum este cel de tir cu arcul sau gimnastică ritmică, măcar o cupă națională, dacă nu europeană, deoarece merităm și noi. Am auzit că ești pasionat și de fotografie. Poți să ne zici mai multe, deoarece... Așa este, sunt fotograf. Mie îmi place să spun profesionist pentru că a trecut de faza de hobby. Este pentru mine un fel de job din care și câștig bani pentru că merg la evenimente. Sunt fotograf de 4 ani, am urmat un curs de fotografie aici în Ploiești și un curs de editare foto și în timpul liber mă ocup și cu această meserie, ca să spun așa. Da, deci tu poți forma de la un shoot la un material care să fie direct publicat fără să mai fie ulterior un om care să verifice munca ta. Bineînțeles. Deci ești un om polivalent de la sport, la educație, la da, creare. Mi-a plăcut de mic, mi-a plăcut să încerc cât mai multe lucruri. Am fost curios și pot spune că am reușit să am activitate în mai multe domenii care pe mine cel puțin mă satisfac, atât sufletește cât și material, ca să spun. Te-a ajutat și școala ca să-ți practici aceste pasiuni sau doar în timpul liber și școala era un loc de muncă, practic, deoarece în momentul de față pot spune ca elev că nu este neapărat plăcut să mergem la școală și să avem și anumite activități, cum este voluntariatul, uneori se intersectează și pentru mine n-a fost nicio problemă. Întotdeauna am ținut cont să am rezultate foarte bune atât la școală, cât și în activitățile extra din afara școlii. De exemplu, acum la facultate, în ciuda tuturor domeniilor în care activez, am bursă de performanță. Bursă de performanță este foarte greu de obținut, din ce am înțeles, fiind peste bursele de merit. Este peste bursa de merit. Necesită participarea și obținerea unor premii la conferințe științifice studențești, cât și o medie destul de mare pentru a putea aplica și a obține. Da, și pentru acestea ai avut nevoie și de crearea unor anumite proiecte sau doar te-ai înscris la anumite concursuri studențești? Am participat la numeroase activități, la numeroase conferințe studențești unde am obținut și premii. Una dintre ele a fost și internațională. Am reușit anul trecut
în echipă cu o colegă de la Facultatea de Litere să obținem mențiune la o conferință internațională organizată la Universitatea Valahia din Târgoviște. Iar celelalte premii au fost în cadrul Facultății de Științe Economice de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Și în cadrul universității, prin prisma legii, ați putea implementa și anumite proiecte? Adică dacă ai avea ocazia de a implementa un proiect în cadrul facultății, pe care l-ai aborda? Sigur, în cadrul legii studenților, de-a lungul anilor am coordonat numeroase activități. Am avut chiar și concurs de fotografie pentru studenți și pentru membrii din Liga Studenților. Am coordonat numeroase activități din programul național Studențiada. Studențiada este un festival național organizat de UNSR în toate organizațiile membre studențești din federație. Și în fiecare an am coordonat activități. Ne poți spune mai multe despre studențiada? Adică a avut loc anul acesta? Va avea loc? Anul acesta, din păcate, nu a avut loc. Mi-ar plăcea să revină la anul. Anul trecut, în cadrul studențiadei de Liga Studenților Ploiești, a fost, cred că, organizația cu cele mai multe evenimente în cadrul festivalului, pentru că oarecum este un festival, studențiada, este un festival studențesc, ce ține o săptămână, în același timp în toate centrele universitare cu asociații membre din UNSR. Iar domeniile de activitate au fost cât se poate de diverse, de la evenimente culturale, sportive, educaționale, traininguri de formare, traininguri de leadership, workshop-uri de antreprenoriat, educație financiară. Și ai putut participa tu în aceste proiecte sau doar ceilalți studenți care nu aveau un rol neapărat de coordonare? Am putut și participa, da. Sigur. În cadrul festivalelor de genul, de obicei, sunt, cum este și la UNR, cealaltă federație mare de facultăți, pe lângă UNSR, de obicei pot doar cei care nu sunt studenți la acea facultate, cum ar fi elevii, sunt târguri universitare, zile deschise și voi am văzut că aveți zilele deschise ale UPG. Da, urmează în luna mai să avem la universitate zilele porților deschise, unde așteptăm un număr cât mai mare de elevi din toate școlile și liceele din Prahova. Și oferta educațională este deja publicată undeva, adică o putem vedea sau o să publice? Sigur, oferta educațională, da, a universității este în permanență publicată pe site, pe rețelele de socializare. Se poate afla chiar și la universitate. Avem materiale de promovare pentru toate cele 5 facultăți ale universității. Și așteptăm oricând elevi care sunt interesați să urmeze studiile în Ploiești. Da, am înțeles. Pe partea de studenția de UPG totul este momentan ok. Dar care este obiectivul tău final? Adică la ce te aștepți să-ți ofere facultatea la finalul drumului tău de student? Adică mai dorești să urmezi un doctorat, poate? M-am gândit sincer și la doctorat, pentru că în ultimii 2 ani mediul universitar a început să mă atragă din ce în ce mai mult și mi-ar plăcea să rămân în sistem, să devin profesor universitar. Din păcate, pentru acest lucru va trebui să plec în alt oraș, pentru că Facultatea de Științe Economice nu are program de doctorat pe domeniul pe care mi-l doresc eu. Totodată m-am gândit și să fac al doilea master, pentru că, ți-am spus mai devreme, în prezent un master în turism nu există, dar se lucrează la el și cred că va porni în următorul an după ce eu voi termina, adică în 2025. Sper să se întâmple acest lucru. Deci, cred că voi mai rămâne student cel puțin încă 3 ani de acum încolo. Deci UPG poate conta pe tine. Momentan, da, ești și student senator în cadrul universității, nu? Da, așa este. Sunt student membru în Senatul Universității, începând de anul acesta universitar, din 1 octombrie, de când a început anul universitar. Până anul trecut, încă din anul 1, am fost și student consilier în cadrul Facultății de Științe Economice, membru în Comisia de Acordare a Burselor la Facultatea de Științe Economice și membru în Consiliul Studențesc.
Și dacă te-ar opri pe tine un elev pe stradă, ce sfat îi da? Să urmeze o carieră în ospitalitate sau să se orienteze mai mult pe partea economică? Sincer, nu aș putea să-i spun să urmeze strict un drum sau drumul pe care l-am urmat eu. Important este să meargă mai departe, să-și continue studiile, pentru că este foarte important să nu amânăm acest lucru, să nu ne gândim că după ce terminăm liceul să avem o pauză de un an sau doi, pentru că după aceea ne va fi foarte greu și este important să mergem mai departe la momentul potrivit, iar elevii să urmeze drumul pe care și-l doresc și care le place cel mai mult. Da, la fel. În ultima perioadă mulți sunt atrași de administrare, afacerilor, de administrație publică și prin ultima parte cred că îi putem ajuta prin proiectul Reprezentant pentru o zi, pe care o să-l desfășurăm pe 2 mai, dar momentan sunt foarte mulți elevi sceptici, adică se așteaptă la ocupa o funcție care nu este reprezentativă lor, adică sunt elevi de clasa 5-a, 6-a care doresc să fie primari, viceprimari, dar până la urmă este șansa lor de a avea o experiență până la urmă, la sfârșitul zilei. În momentul de față sunt în jur de 15-20 de poziții disponibile pentru proiect. Așa este, aproximativ 15 funcții. Tinerii care vor să se înscrie la acest proiect au ocazia pentru o zi, pe data de 2 mai, să ia parte alături de un reprezentant din funcțiile publice la toate activitățile pe care acesta le are în ziua respectivă. Avem funcții pentru instituția prefectului județului Prahova, pentru Consiliul Județean, desigur Primăria Ploiești, și am reușit să ne extindem puțin și în afara Ploieștiului, câteva localități pentru primării. Cum ai menționat și tu anterior, tu ai ocupat anul trecut funcția de subprefect. Așa este. Ce ai făcut tu mai exact în acea zi? A fost o zi foarte interesantă. Am început-o în jurul orei 11. Domnul subprefect, lângă care am participat la activitățile dânsului, mi-a prezentat un pic instituția, am văzut birourile, mi-a explicat cu ce se ocupă mai exact și ce înseamnă funcția respectivă. Apoi a existat o ședință la care a luat parte mai multe organizații ce au legătură cu protecția mediului, reprezentanți de la Garda de Mediu. Chiar la acea ședință am putut spune și eu câteva idei și în urma acelei întâlniri a urmat o altă întâlnire la o săptămână la care am fost invitat și mi-a făcut mare plăcere să particip. A fost o vizită la Pașapoarte, la sediul poliției din Ploiești, și am văzut și acolo cum se lucrează, care sunt procedurile. Cam asta. Deci ai avut și ocazia de a merge pe teren, cum se zice. Da, exact. Nu a rămas neapărat la sediul prefecturii. Exact, adică exact. Sediul prefecturii, oricum, toată lumea știe, este în fosta Casa Albă, cum zic, o numește toată lumea, și e un sediu opulență. Dar cred că toți, și Consiliul Județean și prefectura, sunt oameni care așteaptă tineri să-i formeze, să aibă contact cu ei și, cel mai important, să creeze viitorii lideri. Tu ai putea fi numit un viitor lider din toate lucrurile pe care le-ai făcut până acum și studiile avute, dar doresc să continui și pe partea de administrare? Sincer, nu cred că mă atrage atât de mult. Am fost curios, mi-a plăcut să experimentez anul trecut în cadrul proiectului acest lucru. Am înțeles într-o oarecare măsură despre ce e vorba, dar nu cred că ar fi potrivită pentru mine o poziție. Deci fie că sunt atrași sau nu de partea administrației publică, pot încerca să vină și să vadă
pentru transparență până la urmă, adică transparența decizională este foarte importantă în România și așa putem promova transparența. Deoarece dacă până și un tânăr cu vârste de la 14 ani în sus poate vedea ce se întâmplă, toată lumea este binevenită și le dorim numai succes. Așa este. Da. Vă mulțumesc pentru atenție. Acesta este podcastul de azi și vă așteptăm data următoare. Mulțumesc!